spettacolo a donna Corina Kiriak. Offerta il numero di incontro di su fascia. Da, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Începem ultima ediție de înainte de vacanță. Bună România! O să-mi pun ochelarii, dar îi mai pun la final, îi pun la încheiere. Am văzut imagini din Vama Veche. Noi ne uităm, suntem cu ochii pe doamna Viorica Dăncilă, unde își petrece vacanța. Era în Vama Veche, era această situație creată la fața locului. Aveam de-a face cu Corina Kiriak, care este contradictorie cu Vama Veche, și apare și maneristul Adi de la Vâlcea. Nu vreau să jignim pe nimeni, dar asta e situația. Și asta spuneam. Bună seara, Răzvan Zanfir. Mă lipsește doamna Viorica undeva. Viorica, avem Adi de la Vâlcea și Viorica din Videle. Deci, practic, am avea tot tabloul înscris acolo. Da, așa a fost o opțiune, cum să o numim, excentrică. Da. Doamna Corina Kiriak pentru Vama Veche. Și te-ai fi gândit, dom'le, nu se potrivește cu peisajul, cu publicul. Și îl vezi pe Adi de la Vâlcea. Și zici, stai, tot nu se potrivește, dar din alte motive. Dar chiar deloc, acum. Da. Dar poate e problema la Vama. Da. Poate Vama Veche e de fapt problema, nu persoanele de acolo. Adică o ai pe Corina Kiriak pe departe, l-ai pe Adi de la Vâlcea. Da, Răzvan, dă-mi voie să spun că de când nu mai este șeful Vămilor, domnul Buda de la Poliția Română, domnule, nu mai e Vama ce a fost. Uitați-vă și dumneavoastră ce bajocuri a ajuns. Mă refer la Adi de la Vâlcea, nu mă refer la doamna Corina Kiriak, păcatele mele. Bun, imagini interesante din vacanță, ne pregătim și noi să plecăm, mai avem această ediție de dus până la capăt și sunt niște treburi foarte importante petrecute astăzi. Hai să mergem direct către zona de incidență a domnului Liviu Dragnea, o știre care a fost inaugurată astăzi despre problema, că noi ne-am tot întrebat, adică e un gest reflex pe care îl ai în momentul când auzi despre pesta porcină. Ce se întâmplă cu afacerea lui Valentin Dragnea, fiul domnului Liviu Dragnea? Am aflat azi ce a făcut ăsta micu. Hai să vedem ce a făcut Valentin Dragnea cu afacerea și ne întoarcem. Pesta porcină a aruncat în colaps industria cărnii din România și a falimentat sute de fermieri. Peste 50.000 de animale au fost sacrificate de la începutul molimei. Există însă și crescători care au avut de câștigat, mai exact cei care au apucat să-și vândă animalele înainte ca acestea să fie sacrificate. Este și cazul lui Valentin Dragnea, care a avut inspirația să vândă peste 10.000 de animale, chiar înainte ca focarul să cuprindă județul Teleorman. Potrivit datelor prezentate de jurnalistul Cătălin Tolontan, ferma din Salcia a fiului lui Liviu Dragnea avea în iulie 2017 13.585 de porci. Este exact momentul în care în satul mare era anunțat primul focar de pestă africană. Autoritățile au luat în tot acest timp măsuri mai mult decât ciudate. Guvernul nu doar că nu a mărit numărul controalelor, ci a anulat chiar inspecțiile sanitare din primăvara lui 2018. În timp ce marii fermieri erau luați prin surprindere de boala care se extindea fără ca autoritățile să-i anunțe, Valentin Dragnea a ales soluția câștigătoare și a vândut aproape toate animalele și a obținut astfel un profit uriaș. În acest moment, la ferma din Salcia mai sunt doar 3.000 de porci. Situația i-a pus pe gânduri pe alți crescători. E greu de înțeles de ce un fermier de porci ar avea ferma aproape goală acum, când timpul de cerere mare este mai noiembrie. Acum e prețul cel mai bun. Acum sunt fermele pline de porceluși care cresc pentru Crăciun. Dacă cei de la Salcia și-au golit ferma, înseamnă că au știut ceva, susține un fermier afectat de criza fără precedent. Romchip Salcia este deținută în proporție de 90% de Valentin Dragnea și 10% de Ilie Dragnea, care e și director general unic. România înregistrează în prezent cea mai rapidă extindere a pestei porcine, cu peste 500 de focare în aproape 100 de localități. Da, practic s-a rezolvat problema prin vânzarea porcilor. E o intuiție fabuloasă avută de fiul domnului Liviu Dragnea. Dom'le, cum a... Fler. Mirosea pestă porcină în țară. Fler de porcar. Rar găsești așa ceva. Nici la
Să mă dau, nu ai văzut așa ceva. Nimeni n-avea nici cea mai mică, să spunem, intuiție, premoniție care urma o pestă porcină. Și Valentin, Vali, putem să spunem, Vali Dragnea a zis: eu vând acum, vând tot. Vând tot, domne, ca pe Ringu Bursier, vinde 13.000 de porci avea. Și câți a vândut? 10.000. Peste 10.000. A vândut aproape tot. Am înțeles că mai are câțiva, așa, ca să nu... 3.000 doar așa, de distracție. Sunt pentru plăcerea lui, pentru consum propriu. Da. Foarte interesant, foarte bună sincronizarea. Deci dacă tatăl său n-ar fi, un om integru pe care nu poți bănui de așa ceva... Te-ai gândit că lucrurile sunt sincronizate în sens negativ? Ți-ar fugi în zona asta, unor informații obținute din Guvernul României, pentru că noi știm, Comisia Europeană ar fi alertat Guvernul României. Și dar cine se dă în Guvernul României să-i spună lui Vali Dragnea? Adică, pe de o parte, ai senzația că a alertat și dacă ar fi alertat Guvernul României, Guvernul României ar fi știut și ar fi putut să ia niște măsuri. Dar iată că Guvernul României a luat niște măsuri. Astea sunt măsurile pe care Guvernul României le-a luat în urma alertei venite pe ideea de pestă porcină. Anunță-l pe domnul Dragnea să-și vândă porci. Anunță-l pe Vali. Prima chestie. Pe Vali la mic. Și prima mare, prima mișcare. Da. După care vedem. Da. Și poate erau pregătiți și să intervină. Da. De-aia a vândut omul în timp util. A spus, stați-mi și nu mai, gata, i-am vândut. Sigur că am fi vrut să luăm niște măsuri împotriva pestei porcine. Da. Nu, i-am vândut, mai am câteva sute de capete, nu-i problemă. Nu. Acum, pe de altă parte... Întorceți-vă la legile justiției, nu stați de prostii de peste porcine. Ăsta micu se și însoară pe 26 august, are și nuntă. Multă lume s-ar fi gândit, domnule, a tăiat porcii ca să aibă bani de nuntă. 10.000 de porci. S-a aflat cât costă. Eu mă munta. Gândeam că pentru meniu i-a tăiat. Ca friptura de porc. Fiecare invitat cât un porc de fiecare invitat sau care. Bun, Vali Dragnea și cu Gina Alexandra. Se mărită omul Gina acesta. Gina Alexandra? Da, la Palatul Znagov. Care nume e de familie? Nu se știe. Alexandria, poate, nu știu. Cert este că nunta, ci că va costa salonul de la Palatul Znagov, va costa 5.200 de euro. Poate a fost nevoie de bani acolo. Carmen Dumitrescu de la Liber Intelorman, bună seara. Bună seara. Nu mai sunt porci la ferma domnului Dragnea. S-a rezolvat problema. Da, să spunem că nu mai sunt porci, deși, nu știu, acum pe investigația domnului Tolontan, eu n-o să intru foarte mult pentru că este a lui și cred că știe cel mai bine cum stau lucrurile. Eu vă pot spune alte lucruri interesante despre Romchip Salcia. Da, vă ascultăm. Eu, când am început să consider că Romchip Salcia este un subiect bun, am verificat actele publice ale firmei. Și am constatat că la Romchip s-au perindat în acte cam toți apropiații lui Dragnea. L-am găsit în hârtii pe Florin Tunaru, care este acum vicepreședinte pe la Curtea de Conturi, pe Tatiana Sandu, care este acum la CNCD, pe Elvira Tunaru, pe Petre Pitiș de la Teldrum, pe Emil Lungu și mai ales pe fiul lui Liviu Dragnea, Ștefan Dragnea. Hai să vedem dacă am înțeles. Deci pe la ferma de porci a domnului Dragnea se face stagiu de practică pentru politica mare? Adică, ce ai vrea? Aș vrea la Curtea de Conturi. Ai trecut pe la ferma de porci? Hai să o luăm de la ferma de porci. Să începem de la început. V-aș vrea la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Stai un pic mai întâi să stai la ferma de porci câteva luni și apoi vii în, să vedem noi la București. Că ai făcut treaba acolo. Da. Bun. Cam asta pare a fi totuși această fermă de porci. E o școală PSD această fermă de porci. Da, este foarte interesant ce s-a întâmplat acolo și mi-amintesc mai ales un episod din anul 2011. Când Teldrum a garantat pentru două firme din Telorman, vorbim despre Agrotrust, Agrotrust fiind firma finului lui Liviu Dragnea, și despre Romchip. La momentul acela, Petre Pitiș, care era patronul Teldrum, a convocat o ședință a Consiliului de Administrație și a decis să garanteze cu echipamentele Teldrum pentru două credite contractate de cele două societăți menționate anterior. Și a avut mare încredere în ferma asta. De ce ar fi făcut, se întrebaia la momentul ăla, de ce ar fi făcut el drum așa ceva? De ce ar fi garantat cu propriile echipamente pentru două firme cu care n-avea teoretic nicio legătură? Da. Pentru că, de fapt, în realitate avea o legătură foarte strânsă. E clară legătura, e clară și legătura dintre pesta porcină și gesticulația domnului Valentin Dragnea. Mulțumim pentru intervenția ta, Carmen Dumitrescu, Liber în Telorman. Interesant. Poate, stai o secundă, că poate tel drumul. Da? Nu face doar drumuri. Poate face și acte de caritate. Și a zis, uite, e un tânăr acolo. Valentin Dragnea, știi că e fiul? Nu spune, nici nu vreau să știu al cui e. Puntează, nu vreau. Cine e un tânăr care are o fermă. Da. Hai să-l ajutăm. Hai să ne punem la bătaie toate activele noastre. Să ne punem toate utilajele. Să-l ajutăm pe copilul ăsta. Să explicăm și
Și de ce? Pentru că ăsta îți pleacă după aia din țară și îți vine pe 10 august înapoi ca protestatar. Da. Și atunci mai bine îl ținem aici, îi facem o fermă, finanțăm, da, ne facem bani de acasă. Nu contează cine e, dacă e băiatul sau acum e fiul. Acum se complică lucrurile cu pesta porcine, în sensul în care, înțeleg că sunt arse iar porumbul, pe unde au trecut porcii, mistreții, este arsă toată la, țara, îi dă foc. Ștefan cel Mare încoace, cam atâta știm să facem. Doar că atunci ataca cineva. Acum... Păi și nu ți-a spus domnul Daia că ăsta e un atac? E un atac. E un atac, domnule. Noul pericol uriaș dinspre pesta porcină, să vezi că lucrurile se complică. Pentru că în momentul de față e o problemă și cu felul în care sunt îngropați acești porci. Fii atent că e complicată treaba, e din ce în ce mai complicată. La câți porci vor fi îngropați, o să fie greu să mai găsești un loc bun pentru o moschee în țara asta. Adică, știi că ți-amintești scandalul mega. Fermierul Călin Muscă, uite, îl cheamă și într-un fel ecologic. Fermierul Călin Muscă. Așa, ce ne spune domnul Muscă? Muștele au o activitate ecologică totuși, adică ele intervin în momentul când le găsești apare în proximitatea porcilor. Da. Acesta a atenționat că de multe ori cadavrele de porci au fost îngropate, nu incinerate. Și deși procedura pentru îngropare presupune ca groapa să aibă cel puțin 4 metri adâncime și să fie săpată în zone unde pânza freatică este la 8 metri, acest lucru este imposibil de respectat. Și acum se pare că băgăm virusul în primul strat de pânză freatică. Deci, practic, lucrurile se complică. Bine ar fi să evităm și apa. Păi vă spun eu cum se rezolvă. Tot de la Ștefan cel Mare știu. Da. Deci am ars recolta și acum otrăvim fântânile. Am otrăvit și apa. Hai, deci domnule, dacă și un pic de istorie faci față și pestei porcine, poate chiar ăsta obiectivul. Domne, noi suntem atacați dar acum. Dar și de ce, nu? Am dat foc recoltei. Musulmanii pe vremea aceea. Deci lucrurile sunt într-o continuitate. Noi continuăm gesticulația mai mare lui conducător. Petre Daia, mai marele conducător al zilelor noastre, se pare că este ministru doar peste porcii sănătoși. Deci dacă și peste oi. Da. Și peste la oi e clară treaba. La oi e clară. Că multă lume a și speculat că toată chestia asta e o campanie a domnului Daia ca să distragă atenția de la porci către oaie. Dar nu glumim pentru că lucrurile sunt serioase. Da. Și atunci, domnul Petre Daia, de unde știm că este mai mare doar peste porcii sănătoși? Pentru că de la un moment dat un deputat PNL de Iași, domnul Costel Alexe, a făcut timp de 3 ani solicitări la Ministerul Agriculturii, în care a cerut date despre evoluția acestei peste porcine, care de pe atunci avea să ne vină încoace. Și cerea constant date. Și tot avea curiozități. Pentru că potrivit legii, ministerele sunt obligate să răspundă la interpelările. În 30 de zile ale parlamentarului. Bun, și i-au tot răspuns oamenii de la Ministerul Agriculturii până în luna iunie. În luna iunie, gata, acum nu mai vorbim de subiectul ăsta. Dumnezeu a fost trimis către ANSVSA. Deci vă duceți acolo și discutați subiectul acolo. Nu deci cât timp n-a existat niciun fel de problemă, răspundeau. Da, sigur. Păi da. Și dacă mai aveți întrebări, reveniți, știți numărul nostru, nu mai faceți interpelare, ne sunați direct că vă răspund. Când a venit pesta porcină? Acum noi vorbeați? Geronimo, ANSVSA. ANSVSA, de ce nu încercați acolo? Să respectăm competențele, domne. Ministrul nu vă poate răspunde, e ocupat, plânge. E bocitoare la mormântul porcului necunoscut în momentul de față. Ministrul mi se pare încântat de ce se întâmplă, pentru că... Auzit, îi tremura vocea, da, emoție. Când povestea despre ce se întâmplă acolo și explica că e ca la Auschwitz. Era într-un stare de încântare, de profesionalist. Dar, domne, ca la Auschwitz, ați văzut cum era. Bun, între timp merge și noi către ANSVSA, dacă tot s-a deschis cu această... S-au găsit mașini de făcut bani la ANSVSA. Domnule, s-au găsit niște salarii imense acolo. Adică ne uităm către oamenii care sunt responsabili în mod cert de această nenorocire. Poate vă gândiți, domnule, și ANSVSA-ul ăsta are niște limite. Cât să facă și oamenii aia, că-s niște bugetari sărmanii de ei, când a venit pesta porcină peste noi, săracii din modestele posibilități, mulți au adus hârtie și pixuri de acasă ca să întocmească rapoartele. Dăm puținul lor. Păi dăm puținul lor câștigă de 10 ori mai bine decât un profesor gradul 2. Dacă de 10 ori în sensul așa, dacă în sensul care să limităm proporțiile dezastrului. În sensul în care un profesor ar câștiga mai mult decât câștigă. Da. Câștigă enorm, câștigă până la hai să luăm așa. Hai 4.000 de euro e un vârfuleț. Se luăm la o mână, peste 4.100 de euro, cel mai mare salariu câștigat de unul dintre directorii generali. Da. După care mergem către domnul Geronimo Brănescu, pe care ne așteptam să-l vedem explicând ce se întâmplă. Adică nu poate. Avea... E ocupată și nu era momentul lui. Era momentul de relevanță publică al lui. Nu, nu l-am auzit. Nu poate. Șeful ANSVSA, considerat secretar de stat, 3.300 de euro câștigă omul ăsta. Ca să știți, un secretar de stat adevărat, nu de stat pus la agenții guvernamentale, da, câștigă în jur de 8.000 de lei. De lei. De lei. Noi vorbim în euro aici. Domnul Brănescu, care vedeți neapărat de pesta porcină. Da. Mă rog, pare că mai degrabă neapărat de carnea de porc în România.
peste 3.000 de euro. Dar știi de ce ajung la salariile astea? Un alt director, să-l numim și pe domnul, că poate se uită la emisiune și zice, bă, da, de bine, de ce nu zic nimic? Că și eu am salariu mare. Verizar Barbul, îl cheamă 3.000 de euro. Director general primește și el banii ăștia. Adică... Cum îl cheamă? Velizar Barbul, Barbuli. Velizar și Geronimo conduc ANSVSA-ul? Deci Velizar, Barbuli și Geronimo Brănescu. Vă dați seama că poate că doamna Viorica Dăncilă, de exemplu, în momentul în care, ea nu știa care în subordine această chestiune cu ANSVSA. Da, bă, da. Și aflând despre dar cine e acolo responsabil? E Geronimo. Poftim? Geronimo. Și Velizar, Barbuli. Și Velizar Barbuli. Sunt toți oamenii competenți. Oamenii ăștia câștigă 3.000-4.000 de euro pentru că primesc niște sporuri. Vă dați seama, n-aveau cum să aibă salariile astea. E, de exemplu, un spor de 1.000 de euro. Un sporuleț de 1.000 de euro. Deci doar sporul e 1.000 de euro. El are salariul și are și un spor de 1.000 de euro pentru condiții de muncă. Mă, ce condiții de muncă are? Că e director, stă la birou, nu vă gândiți că e cel care merge, aoleu, a țâșnit pesta porcină pe față, s-a spălat repede, să nu o ducă acasă la copii. Deci dânsul mută hârtit într-o parte în alta. Știți, e extrem de periculos, mai ales dacă stai vreo venă, pac, țâșnește. Cam asta, 1.000 de euro pentru condițiile astea vătămătoare, un director de la ANSVSA, un director atât de capabil încât în momentul de față România, cunoscută pentru porcii săi, acum e cunoscută și, și pentru pesta porcină a porcilor săi. E cunoscută pentru lipsa de porci. Și hai să-i salutăm pe domnul Velizar Barbuli și pe domnul Geronimo Brănescu, pe care de altfel nu i-ați auzit pe nicăieri discutând acest subiect. Era momentul lor. Era momentul în care explice ce să vorbească cu tine. Nici pe doamna Viorica Dăncilă, care are în subordine pe acești domni, n-ați auzit-o discutând subiectul. Ați văzut că a apărut la televizor până la ora 7 înainte de concediu și a venit și a prezentat știrile pozitive. Părea așa o prezentatoare de știri din anii 90 de la TVR, zicând că de bine merge țara cu FSN-ul. Te-ai dus departe în 90. M-am dus departe. Eu m-aș opri la știrile până în 89. Da. Deci bun, asta a fost cu situația în care ne aflăm. Nimeni nu este responsabil. Între timp, domnul Codrin Ștefănescu vine și aruncă o altă bombă. Așa este titlul, așa vă spun și eu. Aruncă bomba. A fost azi la RFI, la un radio. Documentul prin care PSD vrea să îl acuze pe Klaus Iohannis de înaltă trădare nu este asumat de Partidul Social Democrat. Doamne ferește! Deci nu este asumarea Partidului Social Democrat. E un document care a apărut, care... A venit la sediu. Se poate întâmpla oricui să primească astfel de documente? Documentul a venit singur. Nu e așa. Deci documentul ăsta n-a fost redactat de nimeni. Într-o bună zi stăteau în Chiselef, ștergeau praf, dădeau cu mop și au auzit la ori. Când au deschis, era un document, domne. Ce este acela un document, Radu? Te întreb eu pe tine. Lasă-mă că eu acum șterg șinele de tramvai, nu pot să-ți răspund. Șinele de tramvai. A venit acest document și a zis... Dar cu ești tu? Sunt neasumat, domnule, nu sunt al nimănui. Dar vedeți, dacă mă răsfoiți, găsiți motive să-l acuzați de înaltă trădare. Dă-i seama, cel mai mare partid în România conduce România din toate punctele de vedere și în toate direcțiile, mai puțin cea corectă, a omis Cotroceniu și tot omite Cotroceniu de câteva runde electorale încoace. E, și nu e în stare să-și asume documentul. Hai să vedem documentul un pic, așa, să intrăm un pic pe ce a zis. Nu apărat să vedem documentul, cât să vedem ce a zis domnul Codrin Ștefănescu despre document. Domnul Codrin Ștefănescu e documentul în sine, domnul. Da. Eu cred că Codrin Ștefănescu e documentul. Există un document în sensul acesta, așa cum a recunoscut și președintele partidului într-o emisiune de mare audiență. Dar nu este asumat de partid. Cantar Media, Codrin Ștefănescu. Adică nu este un document oficial pe care să-l anunțăm noi public, zice. Că dorim să facem lucrul ăsta și că punctele de acolo, apropo de puncte, că punctele de acolo sunt asumate de PSD și de coaliția PSD-ALDE, asta e altceva. Este că nu înțeleg. Deci este un document pe care nu ni-l asumăm. E complicată treaba. Și ce conține acel document? Niște puncte pe care ni le asumăm. Nu, este doar o analiză făcută în mod profesionist de către unii colegi de-ai noștri, care au identificat mai multe motive de înaltă trădare. Dom'le, scuză-mă, dar n-are sens. Dom'le, nu, deci e un document pe care nu ni-l asumăm. Da. Dar documentul conține niște puncte. Punctele ni le asumăm. Da, clar, punctele sunt ale noastre toate. Dar documentul, dar ce nu-și asumă? Paginarea? Nu-și asumă fontul? Ce nu-și asumă? Dimensiunea textului? Urmează să analizăm acest document în interiorul coaliției și pe urmă să anunțăm. Legat de încălcările repetate ale Constituției, nu mai sunt un secret, zice domnul Codrin Ștefănescu. Ba, uitați că noi nu le-am... Știți foarte bine eu că vrea să le știu în această perioadă am ocolit subiectul suspendării domnului Iohannis, zice Codrin.
Codrin Ștefănescu, chiar și momente foarte complicate. De exemplu, momentul numărul 1, când toată presa prezenta probe, audio și video, despre mizeriile și ticăloșile făcute de procurorii de... Dom'le, ce legătură? De ce o bălmăjeală? Este... A dom'le, făcut un platoaș. Sunați, dom'le, să vină cu descarcerarea domnul Arafat, că nu se poate, nu se înțelege nimic din ideea asta. Am încercat, m-am chinuit, ai văzut? Am avut bună voință. Am încercat cât am putut. Și spune, ce înseamnă trădare în accepțiunea PSD-ului? Așa sună întrebarea. Aia e. Aia, dom'le, că aici am văzut. Azi, vă, Codrin Ștefănescu. În momentul când ne vom asuma acest document, până atunci, îmbunătățit sau nu, o să explicăm cum vedem trădarea. Da. Că deocamdată documentul nu este asumat. Sunt o grămadă de motive pentru suspendarea lui Iohannis. Nu a fost o miză pentru noi. Dom'le, ne-am avut și alte probleme pe cap. Am avut o grămadă de probleme în Parlament. Ați văzut ce balamuc era acolo. Păi stăteam acum să ne axăm pe chestia asta cu înalta trădare. Deci lăsați, ne ocupăm și de înalta trădare. Se merge mai departe. Domnule Ștefănescu, dumneavoastră credeți că poate fi acuzat de subminare națională? Subminarea economiei naționale. Subminarea economiei naționale, da. Da. Da, sigur că da. Declarațiile sale au dus la subminarea economiei naționale. Declarații. A subminat economia, dăm vorbe. Deci... Păi dacă cineva poate submina economia, dăm vorbe. Eu aici l-aș fi indicat pe domnul Mișa, care a făcut o declarație tâmpițică la preluarea mandatului și a dat bursa peste cap. Dar declarația conform căreia urmează să dea o amnistie fiscală nu este o declarație care subminează economia, pentru că foarte mulți zic, bă, de ce să mai plătești eu contribuțiile, mă? De ce doar nu sunt tâmpit. Normal. Nu? Adică mă gândesc că asta mai degrabă subminează, când vine ministrul de finanțe și zice chestia asta, mai degrabă subminează economia națională. De aici aș putea, știi ce aș putea aduce ca, nu știu, un element de siguranță? Din potrivă. Nimeni nu se uită în gura ministrului de finanțe când e pus de PSD. Că știm PSD-iști și banii, doamne, adică dacă s-ai lor, da, dacă s-ai noștri, nu. Și acum întrebare în felul următor. Dacă Iohannis poate, dân gura și dân vorbe, să submineze economia națională, dar să prăbușească economia națională, da. Nu reușesc băieții ăștia, că sunt mulți în PSD, tot dân vorbe, să crească economia? Nu, că știm tot timpul că la Partidul Social Democrat e o problemă de comunicare. Deci dacă e o problemă, aia e de comunicare. Apropo de comunicare, i s-a comunicat domnului Iohannis că are bani mai puțin. Are orice mai puțin bani, ca să zicem așa. I se taie 10 milioane de lei președintelui cu această rectificare bugetară care era prezentată ca fiind una pozitivă. Păi e pozitivă pentru PSD. E pozitivă, dar nu pentru toată lumea. Am o rectificare pozitivă, îi luăm din bani lui Iohannis. Nu e pozitivă pentru el, sigur, e pozitivă pentru toți ceilalți. Și s-a enervat președintele României prin vocea purtătorului de cuvânt, să o ascultăm pe Mădălina Dobrovolski și ne întoarcem. Președintele României consideră că rectificarea bugetară anunțată reprezintă o încălcare grosolană și o încercare de a bloca prin constrângeri bugetare activitatea unei instituții fundamentale. Consecințele sunt grave asupra acțiunilor președintelui României și implicit a reprezentării statului român. Procedând în acest fel, guvernul ar utiliza practic finanțele publice ca pe un instrument politic. Bugetul administrației prezidențiale pe anul 2018 a fost stabilit în cuantum de 57,558 de milioane de lei, tocmai pentru că aceasta este suma necesară susținerii în mod corespunzător a activității președintelui României. În contextul unei rectificări negative de o asemenea anvergură, România nu va putea fi reprezentată și nu va putea să își onoreze angajamentele internaționale asumate, cum ar fi găzduirea și organizarea summitului inițiativei celor trei mări și evenimentele din 2019. Partenerii externi ai României vor afla astfel că guvernul blochează angajamentele internaționale ale țării noastre. Totodată, diminuarea fondurilor bugetare de către guvern va avea impact negativ și asupra celorlalte acțiuni de politică externă întreprinse de președintele României. Și acum să explicăm ce am văzut mai devreme. Trecea domnul Liviu Dragnea la un moment dat la bordul mașinii proprii. Proprii? Trecea, mă rog, nu era lui. Hai. Mașinii sale. Mașină fără ITP. Fără ITP. Și trecea pe lângă Palatul Cotroceni. Și cum stătea el așa cu Irina în dreapta, la un moment dat se uită așa peste gări și uite, mă, ăștia au lumina aprinsă. Uite, e ora 8 seara și sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 camere cu lumina aprinsă. Bă, dar stă în toate. Stă în toate, prima întrebare. Este aici o problemă de consum. Deci, practic, foarte mult. S-au dat contoarele peste cap de curent. Se și consumă foarte mult curent acolo la Cotroceni. Plus că au băgat apometre și au văzut că, dom'le, oamenii ăștia, nu știu ce e acolo, dom'le, o trișnitoare. Ce se întâmplă acolo? Că se consumă apă
în prostie, pur și simplu. Hai să mai tăiem un pic din banii ăștia, că prea se lăfăie domnul Klaus Iohannis. Da, dar pe de altă parte am putea spune și noi guvernului că ar fi foarte eficient să nu mai lucreze noaptea ca hoții, da, și că-ți... să lucreze ziua ca să nu mai folosească lumină electrică. Să mai ținem un pic, mai păstrăm un pic din curent. Mai lăsați noaptea ca hoții și treceți pe timp de zi. Pe de altă parte, nu știu, mă aștept să îi spună lui Klaus Iohannis: unde ești un singur om, mă rog, cu soția. Soția nu stă aici? Soția nici nu stă aici tot timpul. De ce? Chiar ai nevoie de tot spațiul ăsta, tot palatul ăsta, cotrociniul. Aici am putea face ceva, am putea face, nu știu, am putea aduce organizația de tineret a Partidului Social Democrat, de exemplu. Am putea aici, uitați, venim cu domnul Gabi Petrea să vină, să stea aici, aici facem brigadă revoluționară cu Che Guevara, facem niște tricouri socialiste. Deci se pot face lucruri. Putem închiria o garsonieră. Și răsfățul ăsta în Cotrocini, acolo stătea camere care sunt folosite de cine? De către cine? O singură persoană. O mână de oameni acolo care sunt. Și plus că, uite, mă uităm la domnul Dobrovolski, Modena Pușcaliu, cât are zare? Păi da, vă dăm noi pe cineva de la Partidul Social Democrat să-i țină locul. De ce să-i se cheltuim cu purtător de cuvânt să apară să zică? Păi da, vă dăm pe cineva. Uite, l-avem pe ăsta, pe cum îl cheam, Claudiu Manda, de exemplu. Da, uite, să vină domnul Manda să anunțe. Dar lasă că domnul Manda are treabă, se luptă cu statul paralel, dar de ce nu dau unul dintre comunicatorii lor de forță? Domnul Andrușca. De ce nu spune, domnule Klaus Iohannis, dar scuzați-ne acum. Am văzut că vă preocupă chestiunea noastră, ați spus două, trei vorbe, ați suminat economia națională. Dumneavoastră aveți nevoie de ceva să vă veți economia. Domnul Andrușca. O să vină domnul Andrușca la Cotroceni. Cum ar fi domnul Andrușca? Economie. Păi economie. Pe partea economiei. Ce-i face dacă domnul Andrușca ar fi candidatul PSD la Palatul Cotroceni? Da. Să spună așa din start. Pentru că avem nevoie, uitați, fostul președinte, domnul Klaus Iohannis, a subminat economia națională, ne venim cu un economist. Venim cu domnul Dănuța Andrușca. Nu, fost ministru, totuși cineva important. Sper adică... să fie fost ministru până la alegile prezidențiale. Ne dorim să cu te audă Dumnezeu. Nu, dar cum ar fi? Să apară așa. Cred că și nu-și dorește. Dânsul nu... Ce? Să fie fost ministru, da. Clar, săracul. Da. Deci, nu. Lăsă, dacă nu ați remarcat că tot timpul ăștia care sunt foștii sunt, au o amploare mai mare. Și deja sunt mai profesioniști. Domnule, pare că îți vine să-și ascult fostul premier al României, domnul Victor Ponta. Domnule, timpul mandatului meu nu se întâmplă. Totuși. Dar acum, dacă tot am vorbit de domnul Andrușca, domnule, dacă îl iubiți pe Dănuța Andrușca, lăsați-l, domnule, liber, că-l chinuiți acolo, la Palatul Victoria. El nu e făcut să stea acolo, în minister. Lui trebuie dați-i drumul, dați-i drumul. Bun. Dați-i drum. Scandal mare în Partidul Social Democrat, Olguța Vasilescu și domnul Eugen Teodorovici. Cum stăteau ei așa fiecare în părerea lui? Stăteau ei așa, fiecare avea părerea lui. Una era pus aici, una era pus aici. Da. La un moment dat, părerile astea au devenit contare și nu mai au legătură cu nimic. Pe zona salariului minim, pe economie, domnul Teodorovici are o teorie, doamna Olguța Vasilescu are altă teorie și de aici dita mai scandalul să România numai... cu totul și cu totul altă teorie. Și mai ales românii cu teoria lor. Și salariul minim pe economie, el nu trebuie, eu sunt de părerea că nu trebuie impus în economie. Îl impui, îl stabilești și îl impui în administrație, în sectorul public, dar în sectorul privat îl dai ca și reper și spui așa, cine nu are angajați sub acest plafon, primește un pachet de facilități, dar lași pe agentul economic să-și stabilească el singur deciziile, să le ia singur, pe baza unor calcule. Asta este declarația ministrului lui Finanțelor, care a pus-o pe jar pe Lia Olguța Vasilescu, care a sărit imediat la gâtul colegului său de guvern. Programul de guvernare nu se face după opinii personale, a tunat ministrul muncii. Este exclus. Exclus. Să se elimine salariul minim pe economie. Nu există în programul de guvernare, dar nu se va adopta. Deci a fost o părere personală, a spus cum ar vedea dumnealui, dar deocamdată dumnealui este ministru într-un guvern care are un program de guvernare aprobat de Parlamentul României. Da, doamna Olguța Vasilescu a intrat în forță în declarațiile domnului Teodorovici, care ați văzut că avea o siguranță și avea și dreptate un pic așa în timp ce vorbea. Bine, domnul Teodorovici, despre care noi am mai vorbit, am văzut că a fost atacat domnul Teodorovici de domnul Mișa și domnul Dragnea la apă rapă, domnul Mișa. Da. Vedem așa, există PSD-ul ăsta din zilele noastre cu Liviu Dragnea, cu Dănuța Andrușcă, care nu e important, dar l-aducem de fiecare dată ca să-i facem de râs pe ceilalți, cu doamna Lia Olguța Vasilescu, cu Codrin Ștefănescu, cu Micu Bădălău, PSD-și de ăștia, așa, da. Știi? Și mai există niște oameni care sunt în Partidul Social Democrat, pentru că Partidul Social Democrat e cel mai mare partid în România și ai mai mari șanse să ajungi parlamentar, ai șanse să ajungi ministru, cum e domnul Teodorovici, pe care cred că dacă îl scuturăm puțin, îl găsim mai liberal decât pe mulți peneliști. Da. Că asta e o măsură liberală, ce a enunțat el, cât de liberală se poate face în România. Domnul Teodorovici se antrenează pentru șefia PSD de mult timp și a dat seama. Are un pic imagine, are vorbe, ceea ce în Partidul Social Democrat e foarte greu să strângi, mai ales dacă vrei să faci acordul subiectului cu predicatul. E,
domnul Teodorovici a devenit o amenințare. Și vedem acum, PSD-ul ăla mamut, deep PSD-ul, deep state PSD-ul, reprezentat de doamna Lia Olguța, că și că PSD-ul la origini e un fel de PRM. Da. Dar fără componenta aia. Se luptă cu... Anti-UDMR. Se luptă cu... Se luptă cu valul ăsta nou, cu domnul Teodorovici, care se gândește, mă, dacă mă scutur de două ori și scap de Dragnea condamnările lui penale, o scoși pe Olguța de aici cu bătrânelile ei, că numai pensii știe ministrul ăsta al muncii, că nici nu știe altceva, scuză. Da, da. Așa. Poate aduc niște socialiști europeni și spune, stai de-mi că socialiștii sunt cool. Socialist nu înseamnă PSDR, PDSR, Ion Iliescu. Poate fi Tony Blair, știi? Da, există și alte variante. Există și alte, o variantă pozitivă. Gândiți-vă, Marea Britanie, da. Tony Blair era PSD-ul. Păi scuză-mă. Știți cum, nu mă gândeam să fac comparația asta, mă gândeam, știi cum, de exemplu, se zice când se schimbă vremea, apar ciorile, știi? E o chestie populară, dar nu vreau, vreau să văd unde ajungi. Nu vreau să intru pe zona asta, că se poate interpreta într-un fel. Ies din zona asta. Ideea este că deci când se întâmplă o nenorocire... Faci, ia-o de la origine. O scoate. Faci caloianu, da. Vin ploile și apoi... Nu, fără, deci fără chestia asta cu... Dar ideea este că deci când se schimbă vremea, deci se întâmplă ceva nasol, apare Olguța Vasilescu la România TV, apare niște burtiere, că nimeni nu zice când are, apare niște burtiere care anunță. Imediat, Olguța Vasilescu anunț de ultimă oră despre pensii. Și vine doamna Olguța Vasilescu și zice așa, sunt bani de pensii, avem bani de pensii, vom crește pensiile. Și atunci noi știm, noi ceilalți știm, că PSD-ul pregătește ceva în săptămâna următoare, nu știu, niște schimbări de legi, niște nasoare. De unde știm? Pentru că vine Olguța Vasilescu pentru publicul Partidul Social Democrat spune, doamne, stați liniștiți. Pensii sunt. Avem. Restul... Vă interesează pe justiție? Hai, domnule, lăsați-mă. Bănuiesc că nu vă interesează. Vreți să vă spun și de justiție? Avem pe justiție, nici modificare dacă vă interesează. Nu. După pauză, ne întoarcem cu un subiect foarte tare. Urmează vineri acest meeting, 10 august. Da, vineri este, 10 august, meetingul, marele meeting al diasporei. Și acum lucrurile se complică, pentru că apare domnul Meleșcanu care zice așa, nu înțeleg foarte bine care este motivul protestului și o să vedeți, având în vedere că sunt cei din diaspora. Protestele sunt o chestiune mai recentă așa. Da, am început în România cu proteste după căderea comunismului. Domnul Meleșcanu n-a fost atent. Vine un domn Ovidiu Grosu, un domn foarte, care a fost prezent la noi în emisiune prin telefon la un moment dat, vorbind ca fiind elev al doamnei Dăncilă. Și domnul Ovidiu Grosu acum este liderul, este povestit ca fiind liderul diasporei. Nu știu să vă spun, așa e prezentat la televiziunile prietene Partidului Social Democrat. Liderul diasporei, domnul Ovidiu Grosu. Vine omul acesta și spune că va fi sânge acolo, face niște declarații teribile și vom discuta despre asta după pauză. Păi, despre această tentativă de manipulare. Da, după pauză. Exact. Da. Da, bună România, ne-am întors în direct, ne pregătim de meeting-ul de pe 10 august, lucrurile devin din ce în ce mai complicate, apare un individ extrem de bezmetic. Știți că am tot discutat despre tot felul de oameni care se instituie lideri ai pieței, ai mișcării, rezist, sunt tot felul de oameni greu explicabili. Unul dintre ei este cel pe care îl vom discuta în momentele următoare, îl cheamă Ovidiu Grosu, dacă mi-aduc aminte bine, vine din Danemarca. Un personaj extrem de ciudat, l-am luat la un dat în emisiune, pentru că a dat un interviu în Libertatea în care explica faptul că este un fost elev al doamnei Viorica Dăncilă. Explica el la momentul respectiv lucrul acesta. Și fost coleg al doamnei Carmen Dan. Ceea ce era ușor contrar, că făceam un calcul, am făcut un scurt calcul și parcă dădea cu virgulă un pic așa. Oricum, da. Omul este o apariție extrem de bezmetică. Și din toată bezmeticeala asta lui este prezentat de către celelalte posturi, este prezentat ca fiind un lider al mișcării de pe 10 august, ar întâmplării de pe 10 august. Ca să înțelegeți mai bine, nouă ne-a explicat în direct că doamna Dăncilă este intoxicată cu medicamente care îi umbresc gândirea în momentul de față, e ținută captivă cu medicamente, în momentul în care noi am trebuit să închidem telefonul. Că... Da, noi am cam întrerupt legătura în momentul respectiv, da, pentru că părea un om extrem de... Și cum l-am aruncat noi din direct... S-a găsit cineva să-l ia, uite, să-l împacheteze, să spun, uite, domnule, ăsta ar putea fi liderul pieței. Păi, oameni buni, dacă vreți să o jucăm așa, o să spunem și noi, că nu știu, liderul Partidului Social Democrat, care vrei să fie? Dănuța Andrușcă. Dănuța Andrușcă, pe de-o parte, că e la guvernare, sau poate îl vezi pe primarul acela care a semnat petiția fără penal. Hai să-l ascultăm. Adică putem merge în multe direcții. Să-l ascultăm pe domnul Ovidiu Grosu și ne întoarcem. Cei de aici tremură. Eu sunt cel care am organizat mișcarea cu diaspora. Însă n-am vrut să ies în evidență pentru că mi-am dat seama că voi fi atacat și am conceput această acțiune pe plan orizontal. Nimeni nu va veni să ne facă bine, binele ne-l facem noi. Flăcări, fum și sânge pe străzi,
probabil că se va rezolva și acum. Și vreți și acum sânge, foc? Nu există altă variantă. Nu există altă variantă. Vreți foc și sânge pe stradă și acum? Vreau să vă spun un lucru. Răspundeți-mi la întrebare. Spun acum, vă răspund. România a intrat deja în revoluție. Oricine încearcă să reprime aceste manifestații publice va fi judecat de un tribunal penal internațional. De ce să nu vorbim de un protest pașnic, un protest liniștit? Și de ce dumneavoastră, iată, faceți un apel la violență când spunem că vorbim de foc și de bătaie pe stradă? Eu vorbesc de revoluție, nu de un protest. Revoluția este un drept garantat de Carta Internațională a Drepturilor Omului. România a semnat Magna Carta, iar acela este un drept garantat și trag acum un semnal de alarmă, un avertisment către forțele de ordine. Oricine va încerca să reprime aceste manifestări va fi judecat de Tribunalul Penal Internațional, repet, dacă mai ajunge acolo, pentru că avem dreptul inclusiv să ucidem în aceste condiții. România, în momentul acesta, se află într-un proces de revoluție. Adică aveți dreptul să ucideți? Dumneavoastră, o explic. Din punct de vedere juridic, în momentul în care ai de-a face cu structuri criminale... Nu, haideți să ne raportăm la mișcarea de stradă, da? Da? Să-i spunem să înțeleagă toată lumea. Etapizat. Eu înțeleg ce spunea, dar să vorbim pe înțelesul tuturor. Da. Ieșim în stradă, da? Cum adică avem dreptul să ucidem? Dacă jandarmul vine și îmi pune bastonul în gât sau pistolul în cap, eu am dreptul să iau viața. Este revoluție. Nu mai e protest. Nu mai este ce a fost în 2012. Să spuneți așa ceva. Eu mi-asum răspunderea pentru ce spun. Și spun ceea ce spun în virtutea dreptului conferit de Magna Carta pe care România a semnat-o. Adică dacă la protestul de care se anunță, da, cu românii din diaspora, un jandarm... Nu, acesta nu este protest. Apropo, nu este un protest, este o revoluție. Bun, la revoluție, așa cum îi spuneți dumneavoastră. A fost declarată revoluție. Bun, un jandarm vine și spune, nu te pășiți acel cordon. Da? Și spune, nu te pășiți acest control, va atinge un pic. Nu, dumneavoastră ce faceți atunci? Puteți să-i puneți cuțitul la gât? Pistolul. Da, imagini și o discuție mai greu explicabilă. E o chestiune care ține mai degrabă de medicină decât de politică, dar omul acesta este prezentat ca fiind liderul diasporii. Ce înțelegem noi de aici? Adică ce ar trebui să reiasă de aici? Dom'le, uitați, a avut de toate doamna Pipidi. Uitați cine sunt cei din diaspora, cine sunt cei care vin să protesteze vineri, pe de-o parte. Pe de altă parte, stai bine acasă, că uitați-vă ce se poate întâmpla. Vin tot felul de nebuni care fac tot felul de lucruri acolo vineri. Cam ăsta e mesajul subsidiar pe care ne-l transmite. Și acum fac o legătură foarte scurtă, că ne-am născut cu oareșie logică în viață. Și mi-aduc aminte, de exemplu, când puneam problema diferiților protestatari din Piața Victoriei și ne întrebam, domnule, e important să vedem cine sunt cei care sunt puși acolo în fața protestatarilor, cine sunt cei care sunt instituiți ca lideri. Și multă lume zicea, domnule, ce contează? Important este că sunt împreună în ideea de a se împotrivi Partidului Social Democrat. Păi eu zic că omul ăsta pare că se împotrivește Partidului Social Democrat și guvernării. Pare că asta e preocuparea lui, pe de altă parte. Nu care cumva el produce un bine guvernării, că vine și duce în derizoriu mulțimea care se va aduna. Voluntar sau involuntar. Dar același lucru s-ar putea întâmpla dacă protestatarii rezistă ar înscrie în Partidul Social Democrat mâine și ar începe să vorbească ca membri ai Partidului Social Democrat și cineva i-ar titra lider ai Partidului Social Democrat. De exemplu, dacă luăm pe domnul Dide, care e protestatar rezist. Da. Și zice, ce domnul Dide, și te scrie în PSD, la cine știe ce filială. Și noi stabilim o legătură telefonică cu domnul Dide. Domnul Dide din partea PSD, ca lider PSD, nu? Da. Ca, poți să-i spun lider, cum îi spunem domnului Grosu lider, putem să spunem oricui lider, că e la fel de liderie, da? Da. Să ne spună domnul Dide, noi, Partidul Social Democrat, credem în momentul de față că ar trebui să ne desființăm. Noi credem că, într-adevăr, am devenit o caracatiță mafiotă. Ce se întâmplă după aia? Nu, ieși ceilalți PSD și spun. Nu-i dânsul, nu are niciun fel de... Nu-i de la noi din localitate, nu-i de la noi din stat. Doar că acum n-are cine să iasă să spună că omul ăsta e un impostor, pentru că nu există un lider în momentul de față al meetingului de vineri, care este un meeting împotriva a ceea ce a ajuns țara asta, că sunt niște motive pentru care oamenii au plecat în țară. Sunt niște motive și sunt niște politicieni, sunt niște figuri care au făcut ca oamenii aceia să plece din țară și nu numai de la Partidul Social Democrat, sunt mai multe partide. Uite, de exemplu, domnul Meleșcanu a fost în mai multe partide. Domnul Meleșcanu a fost în multe, în toate partidele a avut o oarecare traiectorie și zice da, așa... e tot PSD-ist în sufletul său la origine, e iliercienist.
Da, hai să vedem ce a spus domnul Meleșcan. Zice așa, că oamenii au dreptul să protesteze. Pe de-o parte zice că au dreptul să-și exprime opinia. Dar ce democrat e domnul Meleșcan? Domnul Meleșcan vine și cu o declarație șocantă. După care continuă, zice, singurul lucru care ar trebui să fie mai bine făcut ar trebui să-l reprezinte organizarea unor asemenea acțiuni de tip stradal care pot conduce la perturbarea traficului și la perturbarea atmosferei din România. Deci, hai că traficul, am înțeles că e nebunie cu traficul. Ok. Dar și perturbarea atmosferei din România. Era o atmosferă atât de plăcută în România. Am venit o vacanță și vine gălăgie. Și acum faceți protest ca să ne stricați noua atmosferă. Păi da, dar nu putem spune și noi același lucru. Tocmai era o atmosferă atât de frumoasă în România, după care au venit comuniștii pe tancurile sovietice și tot câștigă alegeri, până în zilele noastre, până descendenți, așa, știi? E cam aceeași chestie, nu? E cam aceeași situație. Deci era o atmosferă atât de plăcută, după care a venit domnul Meleșcanu la Ministerul de Externe. A fost adus în pensie domnul Meleșcanu. Păi cred că cel mai mare fan al doamnei Lia Olguța Vasilescu e domnul Meleșcanu. Și acum vine declarația entuziasmantă a domnului Meleșcanu. Nu înțeleg foarte bine care este obiectivul protestului, având în vedere că sunt cei din diaspora. Dacă sunt cei din diaspora, ar fi normal să protesteze pentru serviciile consulare sau lipsa de servicii consulare. Dar în rest e mai greu să înțeleg care va fi obiectivul principal al acestei manifestații, zice domnul Meleșcanu astăzi. Domnul Meleșcanu, ministru de externe, un diplomat. Republicii Socialiste România, nu știu dacă l-au anunțat, că am schimbat forma de Nu, el este guvernare. Un diplomat, el ar fi vrut să spune, bă, nu au ce căuta oamenii, e o formă diplomată de a spune, din punctul meu de vedere, oamenii care au plecat în suport. Țară, da. Să-și vadă de treaba lor, că și așa pierdem alegerile din cauza lor. Deci asta ar vrea să spună domnul Meleșcanu, dar este un diplomat și atunci spune așa. De ce nu protestați așa dispersat, dar fiecare chiar în localitatea asta, de ce nu protestează fiecare la în scara casa lui? Sau în casa lui. Ca să nu strici atmosfera celorlalți. Dar de ce nu guvernați dumneavoastră la dumneavoastră acasă? Ca să nu stricați atmosfera în România. Da, pe de altă parte, hai să o luăm așa. Cine spune domnul Meleșcanu este trimitere la ghișeu, fiecare la ghișeul de care aparține. Dar sigur i-a explicat cineva domnului Meleșcanu, adică, ce cu protestul ăsta, pare că ne explică el nouă, ceea ce e o chestiune inexplicabilă. Nu mai pare ancorat așa în 2018, domnul Meleșcanu. Cine spune domnul Meleșcanu? De exemplu, dacă ești șofer, tu nu ai voie să protestezi împotriva, nu știu, împotriva guvernului. Tu trebuie să protestezi împotriva măsurilor care, nu știu, Ministerul Transporturilor. Deci tu trebuie să te duci doar la ghișeul tău. Te duci pe bucățica ta. Fiecare pe bucățica lui. Ești medic, te duci în fața Ministerului Sănătății. Nu te apuci și protestezi împotriva guvernului. Și sub nicio formă nu vorbești cu alți protestatari. Care nu, sunt pe o altă zonă. Ai alte probleme. Tu vorbești cu... n-ar vrea domnul Meleșcanu să ne organizăm pe caste? Și să stăm așa fiecare pe nicio și să n-ai fui să vă dânsul ce... nu, că are altă meserie. Nu, da. Să nu ne amestecăm între noi. Un alt domn care intervine astăzi este domnul Dacian Cioloș. Și intervine pe Facebook și zice așa domnul Dacian Cioloș. Vine cu o declarație interesantă pe Facebook. Vineri 10 august este adunarea diasporei la care cu siguranță se vor alătura foarte mulți români din țară blau-alb. Deci el, știți cum e, el e povestitor, el e naratorul. Aici tot timpul trebuie să fie cineva care să spună ce se întâmplă. Deci vineri cu siguranță adunarea diasporei, păi știm despre ce discutăm. Este o întâlnire simbol care din punctul meu de vedere nu trebuie folosită politic, zice domnul Dacian Cioloș. Foarte interesant. Cu siguranță în piață vor fi membri. Dar domnul Dacian Cioloș zice că nu trebuie folosită politic această manifestare. Dar de vineri. Dar ce e, domne, un miting cultural, artistic? Ce, doamne, iartă-mă, este o întrecere sportivă? Ce să nu fie politic? Nu-i politică, da, domne? Dar... Nu-i de partid, dar de politică. De ce spune domnul Dacian Cioloș că nu trebuie folosit politic? Că nu poate dânsul să o folosească. Păi... Hai să ne gândim ce rezultă din ce spune domnul Dacian Cioloș. Hai să vedem niște imagini cu domnul Dacian Cioloș la un alt meeting rezist în care participa cu membrii. Ăla putea fi folosit politic. Deci acolo, da, acolo trebuie să folosim politic ce se întâmplă. Nu înțeleg, domnul... Dar asta nu folosim politic. De ce? Că nu e localitate. Hai să vedem. Poate nu poate ajunge Dacian Cioloș. Dacă nu poți să vină, de să nu folosim pe asta Hai politic. Hai să vedem imagini Ca să pornim de pe picior de egalitate. Dacă eu nu sunt și nu vin... Nu meargă nimeni și la următoarea mergem toți. Da. Hai cu Dacian Cioloș când se putea exploata politica. Hai să vedeți cum domnul Dacian Cioloș... Bună seara, domnule Cioloș. Sunt foarte mulți oameni în stradă din nou în România după 10 luni de maraton civic în care oamenii au cerut insistent grupului care controlează legislativul să renunțe la modificări din legile justiției și nu numai că nu renunță, și l-au pus exact pe omul care a provocat protestul inițial. Cum vi se pare această situație?
Păi uitați, se pare că am început anul cu proteste, vorbim de legile justiției, și suntem pe cale de a încheia anul discutând despre același subiect. Mi se pare așa o formă de autism, în primul rând, de a nu ține cont de, nu atât, nu, sau nu doar de așteptările oamenilor care ies în stradă, ci de faptul că modul ăsta de a proceda aruncă în aer dezvoltarea României, bunăstarea românilor, exact ceea ce au spus ei în campanie electorală că vor să promoveze. Pentru mine, cel puțin, e clar că ei nu mai au nicio legitimitate, puterea actuală nu mai are nicio legitimitate să modifice aceste legi ale justiției, pentru că sunt direct interesați de aceste modificări. Și atunci n-ai cum să faci modificări, să spui că vrei să le faci ca să întărești justiția, atâta timp cât tu ești interesat direct. Domnul Dacian Cioloș, este o întâlnire simbol care, din punctul meu de vedere, nu trebuie folosită politic. Dar ce se întâmplă în imaginile acestea, domnul Dacian Cioloș? Adică românii care protestează din afara țării au o formă superioară de protest față de românii care trăiesc în România? Facem o diferențiere. Românii care protestează din cadrul țării, sunt nemulțumiți de această guvernare, ei pot fi folosiți politic, dar cei care vin din afară nu pot fi folosiți politic. Care-i logica, domnul Dacian Cioloș? Care-i sensul? De ce ai face așa ceva? De ce ai zice așa ceva? Acum, că pare totuși o formă de discriminare a românilor care, vedeți, că au fost folosiți politic, îl vedem pe domnul Dacian Cioloș, lângă este domnul Dan Barna de la USR, deci erau folosiți politic într-un meeting anti-guvernare de acum câteva luni. Absolut nimic. S-a schimbat doar Dacian Cioloș. Dacian Cioloș în aceste imagini n-avea partid. Dacian Cioloș acum are partid. Și atunci nu mai trebuie folosit politic. Pe vremea aceea nu-l interesa dacă USR, PNL, PMP sau alte partide. Păi e lângă domnul Dan Barna care avea partid. Păi avea partid pe vremea aceea și atunci îl interesa. Haideți, mergeți toți în piață cu PMP-ul, cu PNL-ul, cu USR-ul. Vedem cum creșteți, că mă hotărăsc unde mă înscriu. Acum când și-a făcut partid domniei sale, haideți, domnule, stați acasă că vin alegeri europarlamentare, haideți să nu furăm startul. După care continuă domnul Dacian Cioloș, dacă îmi permiteți, de multe ori banii trimiși de cei plecați la muncă în străinătate au compensat politicile economice proaste ale guvernurilor care s-au succedat la conducerea țării. E adevărată chestia asta. Din păcate, în lipsa unor politici publice coerente, acest capital nu a fost îndreptat spre investiții și dezvoltare. Domnul Dacian Cioloș, vă readuc aminte că faceți parte din toate argumentațiile Partidului Social Democrat în momentul când vin să spună ce bine merge în țară. Adică ei vin și spun, uitați cifrele de pe vremea domnului Dacian Cioloș, uitați cifrele de acum. Deci, practic, dumneavoastră, folosiți Partidului Social Democrat. Deci, sunteți utili Partidului Social Democrat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu de ce ar trebui să fiți cel care apare acum în momentele acestea cu astfel de declarații. Chiar mi se pare că ați fi ultimul care a trebuit să apară. Într-o campanie electorală înainte de termen. Eu înțeleg, dar aia trebuie să aibă logică. Aia trebuie să probeze și un pic de inteligență campanie electorală. Nu uita că lasă inteligența, lasă logica. Nu uita că domnul Dacian Cioloș a fost pe afișele electorale ale PNL și USR simultan. Da. Și partidele astea... Un personaj ubicu, domnul Dacian Cioloș. Da. Nu știu cum să spun, imaginea domnului Cioloș nu prea ajuta partidele respective. Adică eu mă uit cum mă uit la domnul grosul ăsta din Danemarca, care-i prezenta ca fiind liderul mulțimilor de vineri. Eu mă uit și la liderul opoziției. Adică dacă cumva ar fi domnul Dacian Cioloș, sigur că privesc cu oarecare suspiciune. Dacă ar fi, dar nu e. Trebuie. Dar nu e. Dar nu e. Bun. Și nici domnul grosul nu e. Și în domnul Cioloș. Uite pe cine propun eu să fie ca lider. Mergem așa către zona sportivă. Să vedem o altă variantă. Că apropo de înjurături, că se practică tot felul de înjurături la adresa Partidului Social Democrat, să vă ferească să intrați cumva în gura doamnei Mihaela Buzărnescu. Să nu intrați în gura tenismenei Mihaela Buzărnescu. O să plângeți deci de dorul plăcuțelor de matriculare suedeze. Când o începe Buzărnescu să înjure Partidul Social Democrat pe teren, o să vedeți, abia atunci o să cereți Suediei să o retragă sau să facă ceva. Tudorele, fă ceva. Hai să o ascultăm pe Buzărnescu. Bravo! Bravo! Te urăsc, arbitru, te urăsc!
Da, să ne ferească ce am spus mai devreme, să intrați în gura doamnei Mihaela Buzărnescu. Deci, practic, dacă vă ia la mână pe cei de la Partidul Social Democrat, jucătoarea de tenis Buzărnescu, eu zic că nu scăpați cu... Deci arbitru acum înțelege exact ce înseamnă să fii pesedist. Dă-i seama. Te urăsc, arbitrule, te urăsc. Da, era într-o situație, dar bine că ideea este că ea jura în limba română. În schimb, când era un dialog cu arbitrul, purta în limba engleză și era un pic mai delicată. Adică yes. Știa totuși, juca toate formele acestea, Mihaela Buzărnescu. Ce ministru de externe ar fi? Ce ministru de externe ar fi? Dar nu mă înțelege greșit. Are doctorat Mihaela Buzărnescu. În lingvistică. Vorbește în trei limbi, deci poate să înjure în toate limbile. Poate ține în diferite limbi. Și că numărul ăla de matriculare era în suedeză. Da. Corect. El nu era un jucător, era ceva în suedeză. Era ceva în suedeză specific, dar ce bine. Să știe Carmen Dan? Da. După pauză, vom discuta un pic despre operația estetică pe care și-a făcut-o domnul Tudorel Toader și niște mici operații, nu neapărat estetice, făcute în cadrul justiției din România. Ba chiar inestetice, aș spune. Ba chiar mai degrabă invers, da. Pauză și ne întoarcem. Bună România!